fiecare în parte să devenim purtătorii de biruință, să cucerim raiul și să-l dobândim și să nu ne descurajăm, fiindcă întreaga armată a bisericii, Puterile îngerești și toți ființii militari și toți sfinții ne sunt în ajutor, scump frate și scumpă soră. Mi-aduc aminte de acel călugăr care a văzut de o parte nenumărați diavoli, îndreptați împotriva Lui și a celor care se aflau pe această arenă a mântuirii în războiul cel nevăzut. Și un înger a venit înspre el și a spus, nu privi doar spre stânga, privește și spre dreapta. Și atunci a rămas înmărmurit că a văzut miriade și miriade de îngeri care au pregătiți de luptă și a conștientizat faptul că în lupta noastră pentru cucerirea împărăției cerurilor, nu suntem singuri, ci întreaga armată a cerului este cu noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preiubiții mei, am revenit cu pace și bucurie la Stockholm după câteva săptămâni de misiune în intensă de-a lungul și de-a latul Scandinaviei. Mai mulți credincioși mi-au spus că a observat după veșmântul liturgic, am avut un singur veșmânt liturgic în desagă, că nu am reușit să revin la centrul episcopal, ci am purtat în slujiri necontenit acest veșmânt pe care mi l-am pus în desagă de când am plecat de la Stockholm pentru a-i primeni și întări sufletește pe frasii noștri și pe surorile noastre drept măritori din Episcopia Europei de Nord. Am revenit în mijlocul frăților voastre pentru a l cinsti pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ocrotitorul acestei istorice parohii, cea mai veche parohie din Episcopia noastră a Europei de Nord și mă bucur că nu suntem doar noi slujitorii de aici, de la Stockholm, ci au venit și preoți din Germania și din Franța, care o să vă vorbească și o să vă transmită cuvânt de îmbărbătare și de folos dovnicesc la agapa care urmează acum după Dumnezească liturgie de hram. Eu, preiubiții mei, v-am vorbit în cei 16 ani în care sunt arhiereu, păstor în mijlocul frăților voastre, în fiecare an la slujba de hram despre Sfântul Mare Mucenic Gheorghe purtătorul de biruință. Este un sfânt militar, între mulți sfinți militari ai bisericii noastre și trebuie să ne aducem aminte de faptul că încă din timpul activității pământești a Mântuitorului Iisus Hristos, militarii au primit cuvântul Evangheliei sale și în mod deosebit în perioada persecuțiilor din Biserica Primară, Mii și mii de soldați au crezut în Hristos, între care unii dintre ei erau căpetenii, cum a fost și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Iar odată cu convertirea lor, aceștia au devenit slujitorii și apărătorii celor neputincioși, a văduvelor, a orfanilor și a celor fragili și expuși. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, așa cum v-am vorbit și cu alte prilejuri, a avut curajul să-l înfrunte pe însuși împăratul persecutor Dioclețian și a câștigat-o pentru Hristos, pe soția acestuia, împărăteasa Alexandra, pe care am prăznuit-o alaltă ieri, care s-a convertit din prânul cu cei mai fideli slujitori din casa sa, pe care i-am pomenit în rugăciuni, iar prin Sfântul Mare Mucenic Gheorghe au crezut și doi ofițeri din garda imperială, Anatolie și Protoleon, dar au, a crezut și un plugar, Glicherie, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe poartă acest nume. În limba greacă, numele Gheorghios se tâlcuiește plugar sau agricultor. Și mulți alți soldați, câteva zeci de soldați au crezut prin Sfântul Mare Mucenic Gheorghe atunci când a răbdat toate torturile a trecut prin vămile chinurilor groaznice, atroce, cu foarte multă răbdare și dragoste și din toate acestea a ieșit nevătămat și în cele din urmă a fost decapitat în anul 303 în Nicomidia, în Asia Mică. Așadar, preiubiții mei, a fi militar în orice timp al istoriei ridică o oarecare Răceală, ridică acest risc al împietririi inimii, fiindcă soldații trebuie să facă față suferințelor și chinurilor atroce, ei fiind expuși în primul rând, și iată, ne minunăm cum acești soldați cu inimile uneori atât de aspre și împietrite au devenit atât de minunat și blânzi și inimile lor s-au înmuiat fiind aprinse de acest foc al iubirii dumnezești. Și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, nu doar în timpul vieții sale pământești, ci mai cu seamă după proslăvirea sa, s-a arătat apărător al tuturor, cu toate că militaria este o slujbă atât de grea și de complicată, și nu oricine îi poate face față, el, cu adevărat, a devenit un oștian al Mântuitorului Isus Hristos, punându-se în slujba tuturor celor nedreptățiți, acelor nevinovați, acelor asupriți pe nedrept. Iar una dintre cele mai mari minuni pe care le-a săvârșit Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este cea a uciderii balaurului, așa cum este înfățișat și în icoană. Un balaur uriaș îi teroriza pe locuitorii unei cetăți și pentru a fi îmblânzit, locuitorii din această cetate aduceau chiar jertfe umane și au căzut sorții pe fica mai mare lui cetății și aceasta trebuia să fie oferită acestui balaur și să fie decimată, să fie ucisă și consumată de acest monstru uriaș. Și în momentul în care se apropiat balaurul ca să ucidă această ființă fragilă, această fecioară, s-a arătat Sfântul Mare Mucenic Gheorghe că pe cal, așa cum îl vedem în fățijea și în icoană, și a ucis pe acel monstru, pe acel balaur și a redat copila familiei mici și familiei mari. Și în urma acestei minuni, toți au crezut în Hristos și au cerut neîncetat ajutorul și ocrutirea oșteanului Mântuitorului Iisus Hristos, Sfântului Mare Mucenic ceea ce ni se arată, prebiții mei, că prin curajul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, această luptă cu Vrăjmașii, văzuți și nevăzuți, a devenit și idealul cavalerului creștin mai târziu, care apără pe cei nevinovați, pe cei lipsiți de apărare, dar în același timp își arată și onoarea și demnitatea, și mai mult este un slujitor și apărător cavalerul creștin decât un cuceritor și stăpânitor. Acesta este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, un tânăr militar, iubitor de Hristos și de aproapele, capabil și curajos, care s-a ridicat din războiul pământesc la războiul duhovnicesc, în loc de armele ucigătoare, folosind armele Duhului. Și aceasta ne învață, scump frate și scumpă soră, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, că adevărata biruință nu este cea a forței militare și a puterii lumești, ci este cea a cuceririi împărăției cerurilor. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a cucerit raiul, asta și-a dorit, asta își dorește și pentru noi urmașii săi în Biserica lui Hristos ca să cucerim împărăția cerurilor. Atunci suntem puternici când suntem în războiul cel nevăzut și ieșim biruitori, așa cum a ieșit el primind supranumele de purtătorul de biruință. De aceea îl numim purtător de biruință ca biruit cele trecătoare pentru cele netrecătoare, cele vremelnice pentru cele veșnice. Așadar, îl cinstim și îl rugăm să ne ajute și pe noi ca fiecare în parte să devenim purtătorii de biruință, să cucerim raiul și să-l dobândim. Și să nu ne descurajăm, fiindcă întreaga armată a bisericii, puterile îngerești și toți ființii militari și toți ființii ne sunt în ajutor, scump frate și scumpă soră. Mi-aduc aminte de acel călugăr care a văzut de o parte nenumărați diavoli, îndreptați împotriva lui, și a celor care se aflau pe această arenă a mântuirii în războiul cel nevăzut. Și un înger a venit înspre el și a spus, nu privi doar spre stânga, privește și spre dreapta. Și atunci a rămas înmărmurit că a văzut miriade și miriade de îngeri care au pregătiți de luptă și a conștientizat faptul că în lupta noastră pentru cucerirea împărăției cerurilor, nu suntem singuri, ci întreaga armată a cerului este cu noi. Și aceasta este mult mai numeroasă decât ceata nevăzuților vrăjmași. Așadar să nu ne descurajăm, aceasta ne spune Sfântul Mare Muncenic Gheorghe astăzi la prăzunirea sa, scump frate și scumpă soră, el împreună cu toți ființii militari și cu toți îngerii și cu toți sfinții sunt el și toți ceilalți sunt alături de noi în lupta pentru cucerirea împărăției cerurilor sus să avem inimile și raiul să-l dobândim cu toții amin